Domnul Stelica, da. Aici cu echipa mică? Aici, da. Unde e echipa mică? Copii? Aici e echipa mică. Serios, copiile? Ce faci? Bine! Ce mare a crescut și frumos e! Lasă, nu m-a filmat pe mine, filmează calul! Unde e calul? Că eu nu-l văd! Am el! Ștefan mă copiază pe mine, știi? Ei, Ștefan, îți bate palma aici! Bate palma aici la Cristi! Bravo! Bate și tu, Ocla! Bravo! Așa! Băi, hai să filmăm mânza asta! Ai vrut să bruiezi imaginea? Ștefanus! Ai vrut să bruiezi imaginea? Hă? Cine e aici? Ia vezi cine e aici. Nu știu. Mârloc! Am vrut să-l țin și eu în mână. Dar e grea acum, că am pus aia. Dă-mă un salat, Octa. Cât poate și e grea? E grea. E cât o cuție de chibriție, mai mare. Așa. Acum am sosit cu ea de la domnul Iosescu. Acum ați venit? Domnul nu mă pune să vă vezi. Da, da. Domnul Iță, sunteți obosit? Iță era în Germania și-a văzut filmarea. Așa, și ce-a zis? Și și-a ales o piesă de acolo, și-a ales de la domnul Iosescu, mânza asta comtoa. Așa. L-a retată pe Bobby și mama ar o ia pe comtoa, una o ia pe cocoamele albe de acolo, frumoasă. Așa. No, dar el nu a făcut cocoamele albe, acum... el a vrut așa ciocolată, cafea. Noi acum, Stelica. Da. Noi acum am ajuns pe întuneric aici, dar asta e situația. Acum îți dai seama de acolo, e parte, e vinit. E parte, e vinit. Am făcut, Iță, am făcut la kilometri cu Stelica. Câți kilometri am făcut o dată și după aia a doua oră? Păi tot așa, o tură am făcut 1200, prima tură 1000 și a doua 1200. Nevoia cu țubăul. Aia, ce cu ce? Auzi, adu aici pe betonul ăsta, Iță. Cât face, Mihai? Adu-o până aici, te rog. 3 ani la prima oară sau 4? 4 la prima oară. Adu-o mai sus, Iță. Uite aici ne pun eu. Uite aici ne unde mână. Ăla-i, bun, de aici se vede. Da. Acum trebuie să se apuce de ea să o curețe mânza la picioare, să îi facă dresajul primar, să o învețe la ham. No. E o mânză frumoasă. Da. O să vedem. E și gestantă mânza. O să vedem evoluție. Da. Domnul Iță nu are așa mulți cai. Face 4. Are numai... Domnul Iță, cât aveți în total? 3. Așa, nu e așa greu, așa e cu 3. Ha? Pentru mine nu-i greu deloc. Îți dai seama, Cristi, ce mânză bună din pășune. Da. Asta până în seara asta nu a fost băgată în grajd. Stelica, zici că de atunci, de când ne-am dus noi la domnul Iusescu, tot o mărți lume la domnul Iusescu, știi? În vizită pe la el. Eu ce am dus eu, am mai dus la anunț atunci cu tine o perea de mânză. Da, eu așa am auzit, că tot o mai mărți lume pe acolo. Eu vându-i apa aia cu 1000. Acum nu contează cu cât, da? O fă lume. Păi tot mai vinde, nu? Tot o vându neagră aia bună, era o neagră bună pe filmare și o vine prima în țarc. Am înțeles. Ai o vândut-o, mânze pereche, mânj, părei, mânj, no, iepe, mânj, adu-o până lângă Stelica, te rog. El vinge, nu se uită, că nu vinge patentul. Adu-o aici. Bă, ce faci? Stați fain, mă, copii. Copii, stați fain. O, Shakira, ho. No. Asta e o mânză contoa, 100%, n-are altceva la rasa ei decât contoa. Așa a vrut el să aibă un cal în rasă curată cum e contoa. Așa. Și ai străpanjenii din graj murgii. E isra sardeneza, mândouă. Da. Asta zic. Eu zic să o bagi în graș să liniștească pe aia cu caii. Oare cum să facem? Să-i scoată și pe aia la lăsa? Dacă vrea să ne arate un pic, un minut. Iță, ne arăți un minut? Mulțumim, Iță. Bă, dar la răpost că o să-i scoți pe ei în spatele ei. Da, poți scoate pe caii în spatele ei? Stați cu Iță. Asta, Cristi, Diesel. Asta e Diesel ăla mai mic. Da. Numai Nuțu Dunca de la Oncești, cu mânzele multe. Nuțu Dunca și Iță au piese din Loici. Domnul Iță, aici frumosul tău mânz, e cel mai mic, așa-i? Da, ăla mic. Ăla mai mic. Fii atent ce frumos. Asta 2 ani au făcut în toamna asta, 2 ani. Am în septembrie făcut 2 ani. Are 2 ani și 3 luni, 2 ani și 2 luni. Și ce ai spus că numai Iță și domnul Dunca? Păi numai Iță și domnul Dunca au din Loici. Am înțeles. Au din Loici piese armăsăruș. Da, armăsarul Loici ce culoare are? Negru. No. Asta e mânză numai și nu-i bună poziția, că noi suntem pe deal și mânjii sunt gropă, știi? Da. Dar... O să-i filmăm și la ziua. Asta e mânză, hai să pui și facem un pronostic așa, dacă tot... Hai să mă pun lângă el, mă, să vedem cât are înălțime, înălțime. Ține-l tu. Ține-l tu ce are, că-i cu minte. Joline. Nejoliculele. Sar fetele pe mine. Haide, ce fete sar pe tine? Hai te rog să ne explici. Cum mă, că vede nevasta? Ăsta are mânzul...
1,55 are. Am. Da. Atât. Iță, Iță, Selică. Picioare, să vadă oase. Bă, Selică, îmi place tare mult, mă, un cal frumos, mă. Deci oare ce te avem și la ce te referi când zici că arată-mi, te rog tu, cu. Arată-mi cu mâinile. Aici. Așa? Aici. Da. Etăț sau. Aici, ai zgraș pe cur. Am luat un an de zile, am avut vreme în Germania să-i văd pe tăți. Ai vizionat de acolo? Da-le pace. No, acum poți să-l dai un pic cu fața, să-i vedem spatele. Dă-l cu fața în jos. Ca e să nu fie nevastă, nu să nu fie de mine. Dar fii atent, vreau să zic așa. Tu trebuie să, ai, cred că ai venit cu premiul la soție. Dar cum? Ești că... și cumpăr mașină. Acum când mă duc, mâine, poi mâine. Ce mașină vrei să iei? Ceva? Mercedes? 5.000 euro. Găsești un BMW, un Mercedes orice. Mă combină cu careva. Încearcă și fii atent toată viața, că în mașină placa ai atent. Hai, bagă-l și scoate-l pe celălalt. Pum! Fii, bă, să n-am în loc. Pum, bă, nu m-am omorât o viață, vă rămâne mâine, așa. Aveți grijă de copilul, că vine. Exact, exact, exact. Vine, no, Selică. Așa o el plăcere să jeu o mânză, no. Da, bun. Cum să treaba până un alta? Treaba să bine, foarte bine. A? Cum trebuie să stea ei? No, bun. Da, ia și cu copilașii. Fratele meu, uită. Da, mă, eu și-a avut plăcere să-și facă achiziția asta, știi? Doamne Selică, da. De când ne-am văzut noi, de cât timp? De vreo săptămână? 10 cam zile? Cam așa, e 10 zile. Cum, ce? Îți dau pe de ochelari? Nu. Am eu bike, mă uit în lumină o săptămână, numai fac așa de șmecher și tu așa mă uit închis. Am înțeles. Că este așa și cocoș, că e de care ține, că e un picior sus, așa când și când. Aha. Cum e viața ta, Selică? Foarte bună, cum să fie? Dar cum să fie bună? Aveți grijă că vine săjat albastră, amu. Săjat albastră? Mica garsonieră, mica garsonieră. Hop, hop. Acolo cu el, în fața luminii reflectoare. Oh, na, că răna! Hop, mai grijă, mai grijă! Atât! Atât! Ho! Da, Iță! Mai stai el, Adi! Hop, hop, hop! Atenție! Atenție că-i noroi! Lasă-mă! Bă, atenție că-i noroi aici! Bă, vezi că se suie pe noi, mă! Eu nu mă tem! Nu mai da tare, băi, Mihai! Gata, nu da deloc! Ține-l așa pe loc, te rog! Lasă-l mereu, mă! O, omule, lasă-l fiind, mă! Gata, lasă-l, ai grijă! Hop. Atât. Da, domn Selică, zi două, trei cuvinte dacă... Ăsta e la mai mare, ăsta face-o făcut 3 ani. Așa. Ăsta în septembrie a făcut 3 ani, mânjă din toamna asta amândoi. Că așa s-o făt... Așa e umblam ăsta după rămăsar, vara, toamna. Nu. No. Ăsta e la de 3 ani. Ce l-a avut primul. Domnul Iță, cum a fost în Germania? Fain? O, lasă la cole, lasă la cole. A? Lasă așa. Nu-l mai zbuci, mă, că mânzui cu sânge. Nu. O, mai zbuci, că mânzui cu sânge. Bă. Hai, ăsta, Cristi. Da. Ăsta și când... Stai cu mine. Ui. Da, nu? Ui. Ui. Cum am luat? Uite, pune acolo înainte căsă, dacă îl duci. Și să-l luabie. Atât lasă-l, atât lasă. Atât? Nu, merim încolo în față, mi-a Cristi, să pune hamul pe el. Și puneți la căruță sau ce? Dar am nou, nu punem la căruță, numai facem o probă de costum. Da, hai că acum merem. No. Bă, voi stați cu mine. Copii. Bă, tu și mă șosea acolo, duce, că era poftele de știi să... Hai răbdare, până mișcă calul. Să ne ducem, cum ar? Hai, că era manul, e bugă. Lasă să miroasă hamul tine. Păi, că te-ai apă. Ultima, că e ok, pe scaun. Mă încerc tu, mă, cu mânzul meu. Ham de Bihor? De Bihor, mă, s-ai făcut de Cluj. E cel mai original meseriaș care există pe piață momentan. Cui băieți? Da. E reglat pe el, mă, pentru el? Nu. Nu ai fost azoare, dar... Nu, nu ești, nu ține să regrezi eu, încerc. Credi că e cu afară, că nu poți alea din spate să le reglezi. Credi că alea din spate să le reglezi. E, alea, poate că e ce știu de făcut două. E, hai, un tip trecine, ieși tu aici și cu noi. Că nu e alea ce nu mă trebuie, că ții tu cu un stil că e câine, nu-i cală.
sunt așa cum se pe un câine. Se ții un câine de leză, prim câinele seara în spatele locului. Ce ai, mă, să scape, mă? Lasă o mocole, mă, că te-am dus, mă, că te mai bună. Nu te hai. Să le-o fac cu mă. Cum fac lupii? Da, urci. Cum fac cioptac? Ia zis-o pe tu. Caie? Nu, urci, urci. Nu știu. Da, caie, cum fac caie? Iha-ha! Iha-ha fac. O am de-asta așa... cum au șmecheri, nu? La ce? Ce-l o stare să le spun, mă, să s-a putut de râs? Aia la eu aici, la altul, băi, deloc. No. Dar n-are pe urma 24 de carat. Am un are nimica metal fier. Fier n-are nimica, numai totul e în alamă. Numai veriga în care trage calul e de metal. No, am de asta nu peau mult. E făcut de zoli din jula. Nepotul lui Badea Aurel de pe calea Turză. Adică inginerile. Da. Felică? Da. Dacă ai ține tu un pic armăsarul ăsta de ață, ar putea, ar putea să-l aducă și pe celălalt. Da. Bagă-o-ată, e balonșul ăla, hai! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, Thank you.
mânză? Da. Care din asta? O bucată. Au murgaje care am dus acolo la domnul Mulțescu și au mamă pe murga și au tați diferiți, unul din Adinela la dincolo și ăsta din Coace din Loice. Deci numai tata diferă. Diferența e un an. Între ei. Bunii văd, o părere de mânci foarte da. Bun. Doi cai frumos. Da. De azi, măsar și frumos. Așa mare și ciocolada luată, o usurie și o mânză neapărat, să aibă și o mânză. Asta. Cai cu osă de bou. Osă de bou și picioare de fier, curate. Cum să venim cu sărbătorile astea, le putem băta într-o seară. Să iau caii de la el. Să iau, eu, dacă iau numai pe amândoi iau. A, unul nu? Nu. De ce? Că n-are rost de sperecheți ăștia doi. Ăștia doi nu are rost să îi sperechezi cum sunt frați și... E păcat, nu? Da. Dacă pot într-o seară să-l șumeniesc așa cum trebuie, să-i cumpăr de la el. Că treaz nu fac poșoașe, trebuie că lumea bat. Dacă-i bat, apoi să ies bracă. Treaz de ce? Treaz judecă cum trebuie. Trebuie un pic bruiat computer. Și? Și pe face întâlnă. Am caprele alea bune, zană, am eu treburile mele. Să-i da caprele. Ești un pic de adaos. Am înțeles, nu mult. Cât? Păi nu cât pot și doi cai de aici, nu știu ce... Adică? Până acum am liniște. Am înțeles. Până asta, până ieri, am făcut niște joasă la Mihai. Așa. Acum eu când vine, vine și e cu herup, așa. Stige și am bagă-i la loc. Hai, nu vom nici la voi. Să
A, da, mai încoace, te rog. Hai. Ăla-i. Wow. No, ăsta e mânzul mai mare. El are tată pe Adinel și mama are murguța. Apropie-l, să punem mâna pe el. Ce trebuie? Nu-ți face rău nimeni. Ăsta l-a dus de la Domnul Iisescu când avea... Pe vremea asta avea 3 luni. Cam 3 luni avea când l-a dus. Ca un ursuleț era. Îl ții minte? Avea 3 luni și uite că acum are deja 3 ani. Mă știu cu Tani. Da. Dă-te înapoi. Un cal frumos și cu minte. Fii atent, i-o dat drumul prin grădină, că se vede care... Dar mă, cai nu o băgați în graj până de o săptămână, cam așa. Aha. O tăpădea la afară, liber. De acolo se vede un pic ca o părul mai mare pe ei. Mamă, nu-i chiar bine reglat. Da. Aici nu trebuie mai ridicat, Aici mă tăi o gaură și trebuie să stai așa, știi? No, l-ai făcut așa cum trebuie. Făcut fain, cu cocoș, cu jmecherie, cu no. Aici vin de plen. Are el complet. Deci nu are verici de fier, numai ăstea care trage calul. Nu mai este. Cu cearsă lași după aia cu peria. Așa să pui, gata. Mihai numai ieri sau în altă rovii, germani.